În data de 4 martie, Serviciul Rutier Alb a organizat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate viteze excesive. La acțiune au participat polițiștii rutieri din județ, care au fost sprijiniți de polițiști de ordine publică. Aparatele radar au fost amplasate pe principalele artere rutiere ale județului, locurile cu risc de producere accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. În urma acestei acțiuni organizate, peste 300 de conducători auto au fost sancționați contravențional, cu amenzi în valoare totală de 59.519 lei. Dintre aceștia, 188 au fost depistați conducând cu viteză peste limita legală. Totodată au fost reținute 17 permise de conducere și au fost retrase 12 certificate de înmatriculare.